După un început de retur nu tocmai favorabil, Gloria Berevoiești are șansa să se reabiliteze în fața propriilor spectatori sâmbătă, în confruntarea de acasă cu Lanterna Roșie a clasamentului AS Micești 2002. Galben-negri vin după două jocuri în care nu au confirmat. Au pierdut în fața liderului din Bascov în prima etapă, pentru ca etapa următoare să scoată doar un egal pe propria arenă cu Steaua Roșie Slobozia. Cum echipa pregătită de Alin Durdun și menegeriată de Dan Gheorghe a rămas datoare față de iubitorii sportului cu balonul rotund din localitate, sâmbătă are șansa să facă uitate ultimele rezultate. Gloria Berevoiești pornește cu prima șansă la victorie în confruntarea cu echipa din Micești, doar scorul la care o va obține este în momentul de față o necunoscută. Cealaltă formație din Muștel, care activează în Liga a 4-a, CS Rucăr, are un început de retur dezastruos. A pierdut la limită în prima etapă pe propriul teren pentru ca în etapa anterioară să piardă la scor de neprezentare la Poiana Lacului. De data aceasta, rucărenii par să fie condamnați din nou la înfrângere. Echipa vizitatoare Athletic Bradu 2 este una dintre cele mai puternice formații din campionat, care utilizează mulți jucători de la prima echipă de la Liga a 3-a. Astfel, misiunea formației din Rucăr în confruntarea cu Athletic Bradu 2 este una dificilă, dacă nu imposibilă. Tabloul complet al etapei a 18-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a este următorul. Liga a 4-a, etapa 18-a. AS Young Boys Slobozia, ACS Steaua Roșie Slobozia, joc neprogramat. CS Rucăr, CS Athletic Bradu 2, AS Olimpia Suseni, AS Poiana Lacului, AS Viitorul Ștefănești 2007, AS Victoria Buzoiești, ACS Basarab Curtea de Argeș, CS Delere Pitești, CS Sporting Pitești, CS Albăta 2012, ACS Unirea Bascov, AS Vulturii Priboieni, ACS Gloria Berevoiești, AS Micești 2002.